Războiul pe care Crețan îl duce cu sindicatele din minerit și energie va ajunge în cursul acestei săptămâni și pe masa reprezentanților Fondului Monetar Internațional. Voi pune pe masa Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional jaful care se practică în minerit, în special de către sindicate și firmele de casă a unor oameni politici. Și sper că cel puțin aceste organisme să ia măsuri urgente. Întâlnirea cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional va avea loc zilele următoare, susține Crețan.